Bună dimineața, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip. Sunteți pe canalul Corect Construct. Dragii mei, astăzi o să vă arăt cum aplicăm vopseaua decorativă de la Ferrara Design. Avem două modele, din catalogul Via Condotti, cât și din catalogul Da Vinci. Sunt două vopsele mai speciale care nu le-ați văzut până acum pe canalul meu și am ținut neapărat să vi le arăt și dumneavoastră care sunt pașii și care va fi rezultatul. Haideți să ne băgăm la treabă. Am zis că sunt două vopsele, e bine, da, pentru că avem două camere, două dormitoare. Scuzați un pic ecoul, dar e normal, camera este goală. Care este primul pas? Noi, când s-a făcut lavabila, am coborât 4-5 cm în jos să obținem acel efect tablou. Avem scociul de la Tesa, care este anti-smulgere, să nu ne smulgă lavabilul care este deja prezent. Haideți să încercăm să punem scociul. Atenție mare, eu recomand să preseze doar pe partea din interior, nu și pe cealaltă parte, dar nu neapărat pe toată partea, ca să nu, oricum el nu va face probleme, dar este mai recomandat așa. Asta nu înseamnă că nu lipește, vedeți greutatea scociului, el totuși rămâne lipit, dar nu face probleme ca un scoci normal să jumulească lavabilul. Deci, după aceea, vă dați seama, reparații și așa mai departe, ne permitem să avem parte de această neplăcere, nu? Pentru a putea lucra, eu întotdeauna răsturn amorsa într-un recipient, într-o găleată. Deci, cum am zis, amorsa este colorată. Cu pensula ne ajutăm și scoatem tot afară. Și apoi vom adăuga apă exact 30%. Este foarte puțină, 30% din acest recipient care i-a venit ambalată. Spălăm bine cutia ca să nu avem pierdere, dacă pot să spun așa. Punem aici. Oricum va mai rămâne pentru că peretele nu este chiar așa de mare. Apoi vom amesteca. Deci această amorsă nu este ca o lavabilă, deci se dă mult mai tare, mult mai densă în comparație cu o vopsea lavabilă. Acesta este rezultatul și o vom aplica pe perete. O să începem aplicarea, deci trebuie să aveți mare grijă la colțuri, să nu cumva să sară pe partea care deja nu trebuie să mai atinge. Aplicarea se face la bidinea.
Ok, acesta este procedeul. S-a reușit aplicarea, același lucru trebuie să-l facem și în celălalt dormitor. O să-l facem și acolo. Cam așa arată amorsa în celălalt dormitor. Nu rămâne decât să așteptăm aproximativ 3 ore și apoi vom începe cu decorativa. Ok, dragi prieteni, după aproximativ 4 ore, între timp am amorsat și cealaltă cameră. O să începem cu aplicarea vopselei decorative. Am zis că este din catalogul Via Condotti. Să fie mai ușor, sincer, am pus într-o găletușă ca să poată să intre pensula, să fie cum trebuie să rămă chinuit din acea cutiuță. Haideți să începem. Proprietarul dorește tot un model X, deci nu drept, nu orizontal, nu vertical. Așa o să facem. O să vă arăt exact cum sunt pașii. Bineînțeles, aici avem un roz, dar vopseaua noastră este roșie. Cei de la Ferrara Design au trimis amorsa colorată să avem un contrast foarte ok și decorativa să iasă exact cum trebuie în evidență. Ambele decorative au fost cu sclipici. Haideți să începem. Deci am zis că mergem în formă de X. Se vede foarte ok. Și sclipiciul, dumneavoastră nu-l vedeți acum pe acolo, dar o să ne apropiem la final cu camera și o să-l vedeți cum se vede. Încă un secret care vreau să vi-l zic, întotdeauna ferestre, uși, tot trebuie să fie închis când lucrați, când aplicați această decorativă, deci totul trebuie să fie închis. Să nu existe riscul să, nu știu, să avem curent ca să ne tragă foarte repede. Oricum, trebuie să făcut cam aproximativ un metru pătrat odată și apoi ne întoarcem din nou să o prelucrăm, dacă pot să spun așa. Adică să scoatem acel nisip care este prezent în evidență. Deci ea vine întinsă, dar nici întinsă foarte tare, că exact cât trebuie. Facem un metru pătrat odată. Este recomandat așa, pe diagonală să veniți. Ok, acum că am făcut aproximativ un metru pătrat, ce trebuie să facem noi? Nu putem să mergem să continuăm, să finalizăm peretele, pentru că există riscul că o să tragă și nu mai puteți să scoateți în evidență fie culoarea, fie acel nisipul sau clinterul care este prezent, clinterul fiind acel sclipici. Deci acum să ia iar de la început. Și se scoate în evidență. Cred că începe să observe. Oricum, la sfârșit, o să ne apropiem cu camera ca să vedeți. Vă asigur că este o culoare spectaculoasă, cu toate că este chestiune de gusturi, dar este super. Ok, ce trebuie să facem? Această parte este finalizată. Ce trebuie să facem acum? Continuând
De unde am rămas, trebuie să avem grijă să nu dăm peste. Deci trebuie să plecăm exact aici. Dacă nu există riscul că puneți prea mult și o să se vadă o nadă și nu putem să permitem acest lucru. Deci plecăm frumos de aici. Dar să nu trecem foarte mult peste. Deci încercăm să fim cât mai aproape. Deci să nu încercăm să nu suprapunem. La a doua mână când trecem pe uscat, cu pensula pe uscat, atunci da, putem să trecem peste, dar acum nu. Ok? Haideți să ne lungim prea mult clipul, ne vedem la final. Ok, dragii mei, suntem gata. Ce o să facem acum? O să luăm bandă de scotch și după aceea o să ne apropiem mai aproape să vedeți cum se vede. Deci procedura este foarte simplu, trebuie să avem foarte mare grijă, încet. Exact ce vă spuneam, este o bandă specială, că dacă nu, până acum era lavabilul jumurit. O să luăm și în această parte. Și așa am obținut efectul nostru tablou de care vorbeam. Haideți să ne apropiem puțin. Se vede foarte ok. Haideți să ne apropiem să vedeți și sclipiciul, cum se vede, ia uitați-l. Cu toate că el este puțin mai închis față de cum îl vedeți pe cameră, dar asta e camera. Vedeți efectul tablou? Deci aici este colțul. Noi avem această ramă de 3 cm roată. Haideți să mergem și în cealaltă cameră să vedeți și acolo cum este rezultatul. În această cameră, cam acesta este rezultatul. Este spectaculos, vă asigur. Se vede mult mai bine pentru că este acest verde albăstrui. La fel avem rama noastră de 3 cm. Aici deja a început să usuce pentru că, sincer, ăsta a fost făcut primul și deja se vede foarte ok, a început să usuce, sclipiciul este prezent, este tot ce trebuie. Dragii mei, cam gata pe ziua de astăzi. În acest clip v-am arătat cum se aplică corect o vopsea decorativă de la Ferrara Design și mai ales că m-a impresionat aceste culori și am vrut să vi le arăt și dumneavoastră. Până tura viitoare, rămâneți aproape de canalul Reconstruct, nu uitați să vă înscrieți, nu uitați să mă susțineți într-un fel, eu voi fi aici pentru dumneavoastră. Vă salut și ne vedem cu bine la următorul clip.